Ultima dată am mers 10.000 de blocuri pentru a ajunge în locul acesta, unde harta îmi spune că se află un Badlands Miner Outpost. Ok, nu știu de ce au pus un X exact aici unde sunt eu, dar acolo, teoretic, mai jos dacă voi săpa, găsesc outpostul, însă deasupra e un sat de pillager pe care îi voi căsăpi dis de dimineață în speranța că îmi vor da un loot ca lumea. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Ce dimineață frumoasă! Bine v-am găsit, oameni faini, la un nou videoclip din seria noastră pe mod pe cool Prominence 2 RPG. De început, cred că ar fi o idee bună să pun aici un waystone în căsuță, da? Bam, rămâne acolo, e tot ok și spawn point-ul, da, e ok în patul ăla. Acum, care e faza cu băieții ăștia? Am acest buzdugan, care teoretic e mai puternic decât această sabie, și am văzut un lucru interesant. Pot face brașuri din fier și diamant pe lângă cupru, ceea ce mi se pare extraordinar. Voi face asta pentru a merge la acel sit arheologic, că e destul de aproape. Totuși, sunt curios. Ok, 8 ceancuri, suntem bine. Hai la bătaie, băieții. Cine e pe aici prin casele astea? Sper eu că nu dau de nimeni și pot fura liniștit tot ce au aici. Mamă, cum m-a aștepta ăsta? Dă-te, bă! Hai că-ți dau și eu. Dă-i! Mamă, stai că mai e încă unul. Mai e încă unul. Fii atent, dacă sar așa, îți dau criticală. Da, dacă sar, îi dau cu critică. Numai să și nimeresc critica aia, că nu e atât de simplu, ca și cu sabia. Gata, l-am bătut pe băiat. Ce-i înăuntru? Zi repede, ce-i prin cufere astea? Opa, stai așa, săgeți. Exact ceea ce mă interesează. Și las acolo arbaleta aia. Prin cort, numai niște dovlecei, nimic interesant, mâncare, am aici ceva vită, hai că folosesc pasta, și mai jos un pic, numai să nu-mi iau prea mult falling damage, atât, opa, am și un mineshaft pe aici, ia uite-l pe ăla. Deci, de la distanță, te rezolv eu, încă un pic, aoleo, ce vrei să faci, bre, fii atent, aoleo, dau de la distanță măcar cu buzduganul. Și mai jos puțin. Mamă, pot coborâ ca lumea. Dar nu vreau momentan. Am debătut câțiva pillager pe aici, delutat câteva cufere. Aici înăuntru, hei, salut, nu-i nimeni, foarte bine. Și îmi dă niște fier, cărbune plus aur. În partea asta trebuie să fie cineva. Ah, e gol? Bun, atunci voi lua eu tot ce se află înăuntru. Aoleu, aoleu, stai așa că nu mă așteptam să fie cineva aici. Stai că te rezolv. Încă o lovitură. Mamă, din două buzdugane să duce. Aia da. Și acum, hai că o să cobor în partea aia. Ce se poate întâmpla rău? Și vezi că mă cobor acolo. Dita mai matahala. Dar sper să nu se întâmple asta. Încă am niște, cum să zic, sechele de la ultimul live pe care l-am făcut. Deoarece a fost dezastru, fiind un mod pe horror. Opa, torțe și gunpowder, să fie primit. Stai așa, pune un pic. Să... lootul. Ar merge în backpack-ul ăsta, da? Deci, am venit până aici și să-mi văd tot lootul într-un singur backpack. Acum, ce e acolo jos? Sau cel puțin sper să ajung jos în timp util. M-aș putea arunca, dar... Bă, pe bune, coborăm atâta pentru... A, nu cred că e pentru nimic, stai așa, astea sunt mineshaft-urile alea șmechere. Văzusem unul similar când am testat modpack-ul respectiv, numai că era de gheață. Deci cobor acolo jos și dita mai mineshaft-ul. Cum ar trebui să fie de altfel în Minecraft? Minecraft, vreau mineshaft update. Bă, bune, vreau dita mai... Ia uite-l. Ia uite-l, nu știu ce mob să ascund pe aici. Ok, un minecart, aia da, îmi place. Mai departe, a, power drill-uri. Aoleo, salut băieți, salut, salut. Mai văd ceva acolo mai în față, toți zombii. Bun. Hai mă încă un pic, încă un pic că vă bat pătăți. Așa, stai că se spawnează în continuu acolo. Trebuie să te sparg pe tine, gata. Un pic de torță. Fermierule, îmi place skin-ul ăsta de zombie fermier, n-am să mint. Și asta pare să fie zombie magician, mă gândeam că îmi face o vrajă
Inimini, mai nimo, te fac pitic, bro. Ceva de genul. Dar, aoleu, ce avem aici? Flaming Falcon Uncommon. Mi-a explicat cineva, bă, vezi că nu-i legendară, numai numele-i galben. Fire Trail. A Trail of Fire follows the player. Nice. Acum dăm sabia. Leading it. Lexica botanică. Rapid crossbow. Și cam atât, da? Le-am luat pe toate. Care e faza cu sabia asta? 6,6. 3 fire spell. Hai că-s curios. Am practic fire damage. Salut, piticule, unde fugi? Nu fugi de mine, rascal. Ce drăguț ești tu. Orange color module. Să văuleu. Băi, nu mă spărea așa. Am crezut că face ceva vrăj, mă. Da, atât, asta a fost. Da, aparent cam asta a fost. Aoleu, acolo deja e skull. Clasă, mă pace cu skull-ul ăla. Totuși aici ar trebui să fie ceva cărbune. 16 bucăți. Bă, da, aveau ceva cărbune băieții minerii ăștia. Ia dacă aveți voi atât de mult cărbune, să-l folosesc eu la torțe. Și atunci 26 de cărbune, mamă. Rascal, zi și mie, tată, ce făceai tu, că nu mai știu. Pă bune, trăiască ție. Au fugit când voiam să-mi testez sabia pe el. Nu mai știu ce făcea aici înăuntru. Era să trec fără să-l deschid. Black Lotus mai am. Name tag, copper ring, am din ăla șmecher, advanced și pink color module, bun. Hai că arunc în partea asta. Leading it. Overgrown music disc mai am. Două mere de aur mă vor ajuta. Așa, băieții aud pe acolo, dar n-am treabă cu ei. Rapid ăsta nu mă ajută cu nimic. Bun, am plecat. Da, a fost drăguț cât a durat pe aici. Dar eu am început videoclipul ăsta cu scopul de a ajunge în Miner Outpost. Și ăsta sunt sigur că nu este un Miner Outpost. Așa că mă duc până sus de tot. Îi mai bat pe pilligerii ăia. Și după mă voi uita care e faza cu harta. Dar sper că nu ăsta a fost. Sincer să fiu cu voi. Deci dacă am venit 10.000 de blocuri pentru asta, eu cred că dau foc la tot mod pe cu. Dar vedem. Că încet încet ajung sus ca să testez și Flaming Falcon-ul ăsta. Sau mă rog, Falchion? Cred că citești și Iu, dacă se numește așa? Cred că da. Mă rog, Flaming Falcon să fie. De aici am de sărit un pic. Da, am sărit. Încă e zi afară. Hai băieții, am treabă cu voi. Discutăm un pic, ne înțelegem. Vă bat. Cam asta e povestea. Dar am de mă cățărat. Chiar dacă o să o fac ca un meltean cu lemn. Aia e acum. Mai sus un pic. Ce se întâmplă? Văd și acolo câteva căsuțe. Mai distruse, dar îs acolo. Și aveți cumva minecart-uri cu chest aici la suprafață? Măi, nu văd, din păcate. Era frumos să aibă. Aoleu, ia uite-i pe băieți. Deci hai să testez pe tine. 6,6, bun. Nu-ți dau foc, ceea ce era exact curiozitatea mea maximă. Dar overall 2,5 attack range, fire spell power, dar cred că trebuie să-i pun eu fire spell-ul ăla. Merge așa. Față de o sabie de diamond, care e diferența? Deci o sabie de diamond, 7 attack damage, 6,6, range-ul la fel, deci e ca o sabie de diamant practic. Deși ar merge mai bine buzduganul, văd că am pe click dreapta un skill totuși. Acum l-am văzut fix acolo lângă totem. Ia zi, prietene. Nu știu ce am făcut cu el, dar i-am făcut ceva schemă. Am văzut că m-am teleportat sau l-o teleportat pe el la mine. Cred că dacă țin cast spells from equipped spellbook, flickering flame, hold alt for details, jump onto nearby enemies equally dealing 0,4, 12,6 on cooldown. Cred că eram cam departe, nu? Și n-am putut să sar pe el. Dar probabil ar trebui să fac asta din third person. Vedem imediat. Salut băieți, vă văd în partea aia. Hai încoace. Vai, începe ploaia. Nu-mi place. Deci, click dreapta. Oh, și-am sărit pe ele, am dat una. Nice, 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 nice. Numai că vreau să încerc pe un urât cu arbaletă, pentru că ăsta dă destul de tare și eu îi dau destul de puțin damage. Așa, acum. Deci, dacă dau click dreapta,
Mă, am sărit, dar din păcate nu s-o văzut ca lumea. Din FOV-ul în care eram. Aoleu, nu da șeful. Cred că ar trebui să-mi iau buzduganul, că ăsta dă ca lumea și dă knockback, ceea ce mă interesează, la băieții cu topor. Gata, l-am făcut pe ăsta. Overall, până acum, îs cel mai mulțumit de buzdugan. Deci dacă întreabă cineva din ce am testat eu... Ia uite-l. Ia uite-l pe ăla acolo. Mai facem un totem. Mai facem unul, cum să nu. Dar trebuie să mă grăbesc, pentru că m-o văzut. Și dacă nu-l bat, va fi destul de nașpa. S-o dus! Mă duc și eu după el! Plecați voi după el! Plecați! Toată lumea să plece după el. Ăla e dragonul, mă lasă în pace. Hai, plecați de aici. Du-te, jos toată lumea. Olio, nenicule, ăsta chiar mă bate. Salutare, fantomiță de slime. Ia întreabă cu ravagerul ăla. Ghost. Îți dau. Ok. Mor mai repede că vine ravagerul. Nu știu ce mi-a dropat, numai experiență din câte văd. Și ce-a fost asta? Coroziune. Corodez, ăuleu, stai că ăsta dă. Ăsta e băiat puternic, nu se joacă. Da, și eu sunt băiat puternic, fii atent. Nu, nu în ăla, eu vreau un bestie să dau. Voi puteți să vă vedeți de treabă până mai trag eu un pic în bestie și apoi vă bat și pe voi. Acum am dau și eu seama că îmi place buzduganul pentru că e epic. Era culmea să nu-mi placă. Și ăsta, bă, stai un pic, stai un pic. Bestia are jumate? Sau are la fel de multă viață ca Warden-ul? Asta nu-mi dau seama. Că are 100 acolo. Și Warden-ul are 100, are 200 sau 1000? O întrebare foarte bună. Hai că dacă dau de aici în vreo 10 săgeți, îl las și eu un pic mai low. M-o prins și noaptea. Stai bă un pic, nu mă mai mușca atâta să dau și eu. Da, ăștia, așa, așa. Că dăm și AOE. Ceea ce e bine. Du-te bă, vezi de treabă. Aoleu, m-o prins la colț. Bătăile cu bestia când n-ai arc îs grele. Dar îs foarte aproape de adevăr. Hai mai aici. Ok, ok, hai încă un pic, bun. Vă mai da și ei. Ceea ce e bine. Mulțumesc bă, vezi că mă ajutați. Apreciez, să fiți sănătoși. Dați mai mult dacă puteți, vă rog eu. Dați mai mult în bestii. Și le-a explodat acolo outpostul, că nu așa trebuia să arate, dar a zut TNT-uri. Nu știu cum, dar și-au explodat băieții TNT-urile. Gata. Bun, a fost o zi productivă, aș putea spune. Am bătut cât mai mulți de ăștia, am fost și până jos un pic. Mi-au spart și căscuța, da, da, foarte, foarte productiv. Sper totuși că prin cuferele... Ăla e un creeper, ăla e un... Stai. Acea specie de creeper, pleacă bă, această specie de creeper trebuie văzută de mai de aproape, pentru că este un creeper nemai întâlnit, cel puțin de către mine. Ce? Avea nume! Șolobanul ăla avea nume! Stai un pic, hai mai aproape! Badlands Creeper, aha, ia uite. Ai căzut în lavă și ai supraviețuit. Stai să bat Badlands Creeper-ul ăsta. Deci e un creeper normal, practic, dar are un skin mega șmecher. Ai supraviețuit, mă, că ai scăpat în apă, norocosule. Dar nu ai mai avut atât de mult noroc după că te-am găsit eu. De ce mi-o... Cum? Am bătut un evoker, de ce mi-o dat Skeleton Skull? Ok, să fie primit. Hai că am să plec, nu de alta, dar mă cam simt că mă lungesc pe aici. Și lucrul acesta chiar nu-mi place. Așa că, voi merge în căsuțele alea, unde e foarte întuneric, pentru a vedea ce se ascunde prinăuntru. Și dacă nu se ascunde nimic pe aici, mă duc sus, unde e evenimentul principal. Ok, deci am venit până aici pentru un pat. Din păcate, hai mai sus. Uite încă... Asta ce? Oh, nice! Și dacă mă duc mai sus, ăsta e outpostul? Aoleu, am văzut witch-uri. Acum îmi dau seama. Salut băieți, salut. Nu mai ies alții? Ăsta, tu ești singurul? Văd witch-uri și nu-mi dau seama dacă sus sau jos. Dar voi afla eu. Oricum, cine? Stai un pic. Cine s-a gândit să pună TNT-uri pe aici, a?
Și ne-a fost eu înțeleg că e un outpost de mineri, ceea ce e ok, să fie TNT-uri într-un outpost de mineri. Dar așa ca fapt divers, nu mă omorâ, că și dacă am totem, nu vreau să mor. Gata, fugi. Înțeleg că e normal să fie TNT-uri acolo, dar în același timp mi se pare așa un waste al spațiului ăsta, că n-am putut să-l văd în adevărata sa frumusețe. Apă, ok, gunpowder, torțe. Pretty decent. Vreau să arunc, ce aruncăm ăsta, sedul-ul păstrez. Deci, pentru toată călătoria asta, o sabie drăguță. Va fi folositoare probabil undeva cândva. Aici, foarte mult cupru, fier și aur. Asta nu mă interesează, hai că păstrez capul de schelet, deși cred că mai am unul. Pam, 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 aruncă-le astea acolo, un totem, am avut noroc că l-am găsit. Pe evoker-ul ăla încă în viață, după exploziile astea, mâncare. Deci cred că ăsta e outpost-ul, sincer să fiu. Și nu știu dacă e ceva mai jos, dar voi ajunge și acolo. Am auzit o urâtă pe aici. Da, torțe, grămadă. Am auzit-o pe urâta aia pe undeva. Și încă face urât. Sper totuși că e doar ea și nu-i vreun evoker. Sper. Acum o să aflu eu. Torțele astea aici. Gata. Bun. Mai sus un pic. Pe niște scări pe care nu le am. Facem scări, nu e o problemă de război. Cine e aici? Hai, eu sunt pregătit. Nimeni. Bă, mie-mi convine, dacă nu-i nimeni, fur eu tot. Dar în mare parte loot-ul este cam același. N-am ce face cu atât de mult cărbune, așa că nu-l voi lua. Dar mâncarea e bună, fac și o ciorbiță când ajung acasă. Ce mai avem aici? Piele, aur, emeralde, să fie primite. Încă aud. Au vrăjitoarea, aud cum râde. Stai, epice? Bă, dacă nu erau de piatră, n-ați putut da și voi un de fier, așa, pe sărăchie v-ați dus. Dezastru. Epic și de piatră. Dar totuși, hai să arunc acolo. Am adunat ceva chestii, mai ales pe partea de mâncare. Niște TNT-uri, am gunpowder, deci îmi pot crafta eu TNT-uri când vine vorba de asta, dar am cam umplut aici. Și zicea cineva să nu mai car după mine crafting table-ul, dar nu vreau să folosesc crafting table-urile astea. Pot pur și simplu să-i dau de aici. Gata, l-am scos și am 9 spații în plus. Pentru că, să fiu sincer cu voi, nu craftez nimic în backpack. M-am obișnuit deja de pe Minecraft-ul sau din Minecraft-ul vanilla. Să am tot timpul unul după mine, îl pun acolo și Doamne ajută să fie primit, îl folosesc. Dar revenind la treburile astea mai importante, un unic tablet și cam atât. Iar mai sus trebuie să fie urâtele astea care tot râd în continuu. Hai, cred că o să râdă ele în continuare de mine, că au poison, dar aflu imediat. Aici? Nimeni nimic? Dă-le astea. Și da, te văd pe tine acolo, nu mai trage, fii cu minte, vezi de treabă. Mai sus? Aparent cam asta a fost în acest outpost. Dar din nou, nu cred că la ăsta am venit. Sincer să fiu. Ia uite cum ai loot aici. Bă, era să las. Mă voi uita pe hartă și văd exact unde. Dar nu pot lăsa fier, aur, deși ăsta pare să fie locul pentru care eu am venit. Dar, na, e cu dus și întors, vedem imediat. Numai să arunc totul acolo. Overall, am strâns multă mâncare. Pot da aici, da, sort by name. Dacă nu era atât de prost pus, era extraordinar, că se lovesc între ele. Sort așa, gata, le-o sortat. Am ceva aur, am ceva fier, un stack 40. Doar trebuie să le prăjesc. Am mai dat un sort. Quantity. Ciudat, sincer, că nu le-o schimbat locul. Vreau să vină astea aici. Mă rog, lasă, sau poate alea nu le mută din spațiul de crafting. Anyway, prea multă bătaie de cap. Dă-mi harta, nu spune că am aruncat-o. Bă, a nu, e aici în colț harta. Bun. Că pentru asta am venit.
Și outpostul e un pic mai... ăsta e outpostul, să înțeleg. Ok, deci ăsta e outpostul. Am înțeles. Sau sub el îi outpostul. Aici. Dar eu voi coborâ prin partea asta. Salut. Ce îi... Hărți ceva? Ink secure? Bine, nu vreau să scriu. Nu-i ziua de scris. Poți să scrii? Mamă, când bagă ăștia din Minecraft să poți scrie în lectern? E atât de simplu de făcut și totuși nu s-a întâmplat încă. Tu pui lectern-ul așa aiure acolo și gata. Vreau treaba asta. Dar, unde era? Deci locul ar trebui să fie un pic mai în față. Hai sus, mă învârt aici ca o curcă biată, vorba aia. Unde zice că e? Un pic mai încolo. Și atunci sap direct sub mine, ce o fi o fi. Îs fix sub X. Da, pe hartă teoretic am aici X-ul. Plus minus. Dă-i în jos și dacă se sparge totemul, se sparge totemul. Asta este. Bun, am ajuns aici. Ok, dă-i mai jos. Sau toată zona asta a fost un outpost, numai că băieții... Pe băieții o cam ataca pillagerii. Să poate și asta. Oh, ceva? Nu, nimic. Încă nimic. Aud păianjeni. Văd niște butoaie pline cu gunpowder. Frumos lootul ăsta. Dă-le aici. Altele. Băi, plin de astea epice. Nu știu dacă ar trebui să le iau. Și dacă le pot schimba cumva. Trebuie să caut. Da, aici zice că e. Salut? Ceva aici? Nu. Deci e cam același loot. Probabil asta a fost întreaga zonă. A venit 10.000 de blocuri pentru asta? Aparent da. O meritat? Nu pot spune nici da, nici nu. Adică lootul e bun, dar nu-i ceva... Cum să zic? N-aș merge 10.000 de blocuri? Mă, ăsta o fi. Un loc încă, în plus. Că e plin cu aur. Dă și tableta asta. Ce mai avem aici? Iau pe niște băieți cum să bat. Deci, dă-mi red sand ca să mă și cațăr afară din zona asta. Și acum, pe interior, se află ceva? O, ia uite, aur, gârlă. Ce vei face cu aurul ăsta? Cel mai probabil mere de aur. Dar stai așa, că n-am încredere în ceau de acolo afară. Mi-e mega frică de toți băieții ăștia. Până una alta, ia, dă aici. O, da, cât aur. Aurul ăsta îmi place. Dar concluzia, m-am plimbat 10.000 de blocuri, am făcut rost de foarte multe minereuri. Verglas ore, dă-l aici. False water. Acquire verglas, a cold smooth material that seems to have some particular liquid trapped inside. Și asta e un fel de apă. Nu e niciun cufăr ascuns prin interior, deci dacă găsiți ceva de genul ăsta, nu vă bucurați. Dar arată, e un lucru interesant. Singura parte nașpa la toată treaba asta e că probabil outpostul de afară era ceea ce conta, să zic așa. Deci pentru ăla am venit. Overall, loot-ul basic, minereuri și alte chestii, dar destul de mult într-un singur loc. O merita 10.000 de blocuri încă? Îs așa cu semnul întrebării. Nu prea cred că o meritat să merg 10.000 de blocuri pentru asta, dar în același timp îmi caut patul și nu-l găsesc. Totuși cam așa arată. Am foarte mult aur, foarte mult fier și un totem, plus mâncare, gunpowder, lucruri din nou pe care le puteam obține chiar pe lângă casă, dar așa o aventură, o mers, pot spune că să putea și mai rău. Adică am fost prin alte locuri mai rele, în alte modpecuri, unde nu era atât de mult loot sau nu era loot mai deloc. Deci asta chiar a fost o expediție cu un loot bun. Nu au meritat 10.000 de blocuri, dar loot-ul nu-i ceva rău. Însă eu pe unde am intrat, prin partea aia, afară-i beznă, de asta mi-am și luat red sand, ca să mă pot cățăra până sus de tot și să scap de aici, bag somn,
După care, dis de dimineață, îmi craftez... Aoleu, mamă, stai un pic, că m-ai luat în surprindere, nu eram pregătit. Te rog frumos, înainte întreabă. Ăștia-s blocați aici. Bravo, tat, te-ai blocat. Unde am pus eu? Acolo am pus Waystone-ul. Mă duc până la el. Dragonul ăla mă sperie când îl văd așa cu ochii albaștri, dar arată bine. Nu știu dacă îl pot înmulți. Totuși, aș vrea un grifon. Când mai găsesc un grifon, clar mă opresc și caut cum se îmblânzește. Acum am și carne de iepure, din ce mi-aduc eu aminte, cel puțin în Railcraft aveai nevoie de carne de iepure. Acum, na. O să te iau pe tine. Pentru chest plate o să te iau pe tine, adică e mai bun decât ceea ce am eu în momentul de față. Buți, dă-i și pe ăștia, nu mă pot plânge decât nimic să fie acolo. Lopata asta nu știu de ce am luat-o. Badlands ăsta îl voi păstra, poate fac un loc cu toate... Asta-i afară încă? Nu știu. Poate fac un loc din ăsta cu toate hărțile pe care le-am explorat. Și îmi trebuie o pană, atât. O bucată de fier și asta a fost, un crafting table. Crafting table-ul pe jos, pana, fierul și acum am de mers câteva... Grave digger și skeleton school, super. Am de mers vreo 600 de blocuri în direcția aceea, către situl arheologic. Deci în partea asta a fost miners outpost-ul. Înseamnă că îi de pillager outpost-ul și am scos-o, este nu, da, l-am scos. Înseamnă că e un outpost de pillager și tu ești obligat să te bați cu ei, dar, din nou, ar fi fost foarte drăguț să scoată TNT-urile alea de acolo, pentru că în felul ăsta aș fi văzut și eu outpost-ul întreg. Nu aș fi văzut un outpost distrus în totalitate. Și cam asta e faza cu TNT-urile în construcții de genul. Se activează random, avem coasă? Dă aici! Ioi, unde ești? Dă-i mă! Dă-i! Nu știu ce efect am primit, dar eu vreau să te bat cu coasa. Coasa e cea mai șmecheră, tot timpul îmi place. Ce efect primesc acum? Cum e asta? Pain Cycle și In Combat. Deci ăla efectul că sunt... când dau cu coasa primesc și o damage înapoi? Interesant. O să o arunc, e și common. Dar voiam să bat pe cineva cu coasa, dacă tot mi-o dat-o. Sper să găsesc o coasă ca lumea la un moment dat. Dar momentan mă descurc și cu buzduganul ăsta. E epic, dar păcat de durabilitatea aia care se duce destul de repede. 185 din 300 și o sabie. Ia zi sabia asta șmecheră cât are, 1300. O altă viață, șefule, cu 1300. L-am văzut pe ăsta dând în mine, dar n-are sens să-mi bat capul cu el. Dau directura rapid înainte și vreau să văd cum facem noi grave digging-ul ăla. O plecat, bun, m-a lăsat în pace. Cum facem cu grave digging-ul? Totuși mi-a mai spus cineva ceva legat de acel artefact pe care l-am pierdut în episodul 2, cred. Bine că v-a spawnat în fața mea, m-am săturat de pillager. Dar revenind, mi-a zis cineva ceva de acel artefact pe care l-am găsit în episodul 2. Și care a fost faza cu artefactul? Ei bine, el a zis că lui i s-a pus direct la quest-uri acel artefact. Mie nu mi s-a pus direct la quest-uri, că m-am tot uitat aici pe tab și nu-i nicăieri. Ăsta e cel mai apropiat, Digging Klaus, dar alea erau verzi. Deci e ciudat. Oricum, vreau să mă bag aici. Nu știu dacă am fost ultima dată. Și după... salut! De aici cobor. De aici am despart ca să merg mai jos un pic. Salutare, Hascule. Am înțeles că vrei să arăt o schemă. Hai, sare. Mai sare dată. Ăla-i. L-am făcut pe băiat. Ar fi mers un pat cu mine. Că acum dacă mor, itemele mele vor rămâne aici. Și sunt cam departe. Că 10.000 de blocuri nu-ți dă aici de colo. Aulă. Labirint. Așa. Labirint plin de spawnere. Nice. Deci cu cât stau mai mult pe aici, cu atât va fi mai rău. Nu-mi place. Am pită eu să mănânc săptămâni întregi, dar nu-mi place.
Da, ia uite, încă un spawner de husk. Unde mai e spawnere? Aoleu, pentru loot-ul ăsta mai bine stăteam afară de banii ăștia pe care îi primez de la băieți. Acolo ar trebui să fie. Poate îi și un... Opa, disc, gata. Bun, asta a fost ok. Lena Rain, other side. Deci am făcut rost de discul ăsta. Așa, random. Drăguț. Oase. Legendary Iron Hoe. No, pentru ăsta o meritat. O meritat să bat 3 huscuri pentru un Iron Hoe legendar. Deci nu orice altceva. Cine s-ar fi gândit că primul meu item legendar în mod pe cool ăsta va fi un hoe? Ăsta e un unde în colosit? Un colosit arheologic, așa. Ăsta e cumva un semn să mă fac fermier, să mă apuc de agricultură. Mă las de tot, plec într-un loc și mă apuc de agricultură. Ar fi ceva. Oricum, las acolo tot ce înseamnă gunpowder și alte chestii. Crossbow pleacă, legendary hoe, discul să fie primit. Oasele, ne păstrăm un saddle, cât de cât, rotten flesh aruncă, TNT-ul ăsta păstrează-l și iron brush-ul, tot ce vreau să folosesc acum în acel sit. Și da, de scot ceva ca lumea. Astăzi vreau, nu știu, un cap de ceva. Deci dacă fac rost de un cap de dragon, ar fi extraordinar. Vacile astea, pe mod pe cola horror deja, îmi dau palpitații vacile. Îi cred că din mod pe cool Farmer's Delight sau ăla-i numai pentru mâncare. Dar când ataci o vacă, te atacă toate înapoi. Damn, dezastru. Și cine s-ar fi gândit că te bat animalele în Minecraft? Dar revenind la mod pe cool nostru, voi lăsa aici backpack-urile. Eventual vi aruncă bucata de fier. Și am iron brush-ul ăsta pe care îl voi folosi. Pe la intrare am văzut eu ceva. Ia uite-l pe ăsta. Deci e nisip normal, îmi dă o bucată de cărbune. Mai e ceva pe lângă? Nu mai e nimic pe lângă, înăuntru. Ia uite, am știut eu că la intrare e ceva. Îmi dă un pottery shard, pe bune. Și ăsta la alt ce-mi dă? O găleată? Ok. O găleată să fie. Ce mai avem? Nu mai ies bucăți de... Ba uite că mai ies bucăți. Deci trebuie să sparg totul. Că poate pe sub se găsește ceva de genul. O, un topor de fier, dacă nu-i legendar, mă supăr. Ok, uncommon. Deci măcar știu că merită să le scot. Poate, poate îi ceva șmecher. Așa, hai să ne uităm. Văcuțo, adulmecă și tu pe aici. Zi dacă îi ceva ca lumea. O pepită, da, o pepită de aur. Încă un topor de fier. No, ăsta trebuie să fie ca lumea. Ok, să fie acolo common. Ce mai avem? Le sap eu așa încetuc pe toate și mai găsesc ceva suspicious sand. Îi nașpa că nici nu ți-l arată. Ok, o busolă, drăguț. Adică nu ți-l arată în stânga sus ca suspicious sand, cum îți arată în Minecraft-ul normal. Când te uiți la el, știi că e din ăla suspicios chestii. Dacă vă sparg și pe voi. Deci cam asta o să fie partea grea, să-l găsesc, cred că. Dar măcar sper că merită loot-ul. Probabil ar trebui să fie un disc pentru treaba asta. Bun, nu mai văd nimic. Aia e. Mai în față, uite acolo. S-ar putea să fie. Și bucata aia de cărbune am s-o arunc. N-am ce face cu ea. Unde mai e? Sub blocurile astea. Totuși îs curios dacă are același sunet în momentul în care o spargi un bloc din ăsta. Hai că aflu întâi ce se ascunde în el. E o pepită. Mi se pare că sună la fel. Stai mă, nu mai vorbesc în timp ce... Ești ce acolo? Oh, stai loot bun, nu mai. Nu-l sparg pe ăsta. Asta ce zice? Oh, sniffer egg! Nice! Nu! Pentru o secundă am zis că o să-mi sar în cactus. Când îl sparg. Era ceva. Să-l scot direct în cactus. Acum, ia ziceți băieții, unde sunteți? Bă, unde sunteți? Am și o nevoie de un pic de nisip de ăsta, ia. Ce iese din el? Alt pottery shard? Da, aici, să fie primit. Dar vreau să mai sparg unul pentru a asculta exact sunetul pe care îl scoate. Momentan nimeni nimic. Dar foarte puțin nisip pe aici. Adică
cât să fi fost? 10... Asta e cărbune. Stai, 3, 2, 1 și... Se aude că se sparge ceva, dar nu e atât de puternic sunetul ăla de spart ca în Minecraft. Pentru că băieții ăștia, cel puțin față de cei de la Minecraft, au zis hai să fie un pic de nisip, dar în același timp un obiect care se strică. Dar în Minecraft sună direct ca și cum i-ai spart vaza lui maică-ta când erai mic. Deci exact așa se aude. Ceea ce nu pot să zic neapărat că e un lucru rău, dar e așa, un dezinteres față de detalii. Interes pe care băieții ăștia cel puțin și l-au dat. Care au făcut modul acesta. Dar ce mai avem pe aici? Nu mai văd nicio bucată de nisip. Eu am zis că poate am ceva noroc. Dar din păcate n-a fost să fie astăzi. De un cap de dragon, o ceva ca lumea. Da, cam asta cred că a fost. Era o idee bună cu niște torțe să marchez, uite, la asta am fost, la asta n-am fost. Pe aici, pe jos, mai e ceva? Nu. Din păcate, ia uite-l pe ăsta, l-am găsit. Ce-i înăuntru? E un bol. Da, mulțumesc, nu-mi trebuie supă, astăzi chiar nu-mi foame. Cel puțin sete. Dar uite-l pe ăsta. Din el iese încă o găleată. Bă, ăsta e un semn. Cu multe găleți. Opa, asta e ceva. O relicvă. Nu, e... Poisonous potato. Vai, măcar e frumoasă seara. Ia uite ce frumos răsare luna. Să le arunc astea. Am un nou de sniffer, deci nu pot comenta. Lutul a fost bun de aici. Doar că n-am un pat. Oi, uite în partea aia sunt oile. Să rezolvă. Mă duc, le omor cu buzduganul. Și după ce le omor cu buzduganul, îmi fac un pat. Dar lemn, cred că și... nu, uite că măcar avem în deșert. Deci, prima bucată de lână, da? A doua bucată. Bre, nu fugi. Bam. A treia bucată. De la oaia asta și deschise și închise la culoare. Ca să nu zică... Domnule, nu... Pe noi ne-ai lăsat deoparte. Nu, n-am lăsat pe nimeni deoparte. Dăm aici 3 plank-uri. Atât, la somn cu mine. Și dis de dimineață am un templu în față. Deci cred că aș putea merge să văd care e faza cu el. Dar după ce îmi fac o căscuță și niște pantaloni, mai de Doamne ajută. Atunci, voi lăsa aici emeraldul, mâncarea. Las în partea asta ou de sniffer și alte chestii. Mai am ceva fier aici. Și vă rog frumos, țineți cu mine la o căscuță. Bam! Minus 500 durabilitate. Dezastru! Mai dezastru! Și aici... Ok, asta e bine. Unu armură, unu max health, e ok. Suntem bine. Asta ce-mi dă? Minus 50% durabilitate. Și ultima pereche de pantaloni, 4 armură, 1 max health. Forță! Exact ca și ăștia alții. Nice! Drăguț din partea lor. Am avut un pic de noroc cu ultimele bucăți de fier pe care le aveam gata prăjite. Astea lasă-le acolo. Pune brașul în partea asta. Și acum m-am dus la, nu la situr arheologic, la templul gigantic înapoi. Vreau să văd care e faza cu situl. Altfel, direct în templu mă băteam. Totuși, dacă dau tab, am aici Skeleton Skull 10 XP. Voi păstra experiența asta, nu prea merită să o iau, sincer, momentan. Pentru că poate mor, o pierd, nu mai știu dacă în modul cu graveyard sau modul de graveyard, ăla care îți face mormântul, îți dă și experiența sau îți dă doar itemele înapoi fără experiență. Așa că mă duc acolo în templu, îmi văd de treaba mea, dacă mor asta este, doar să am un waystone lângă și încă o chestie șmecheră, dacă păstrez experiența, poate mor, îmi trebuie 3 nivele să ajung înapoi aici, nu e nicio problemă, am 3 nivele în stash-ul de experiență. Era tare o chestie ca în RLCraft să poți lua tu experiența pe care o ai în sticluțe sau în alte chestii. Nu mai știu exact în ce era în RLCraft. Cred că îți făcea o sticlă specială și depozitai acolo. Dar vreau să văd unde e intrarea în templul ăsta. Că ar trebui să fie o intrare. Nu cred că intru de sus ca Melteanu.
Dar nevăzând până acum vreun loc cu scări cu chestii și jumătate din el, a uite pe aici intrarea, jumătate din el fiind băgat în pământ, mai greu un pic. Ah, ok, îl știu ăsta, respawn point set. O să-mi las, cred că ambele backpack-uri aici. Sau, am eu o idee. Am eu o idee bună. Spar cufărul ăsta. Da, dă-mi-l ca și cufăr, nu mă ajută cu nimic. Îl pun aici afară, da? Și aici îmi las eu backpack-ul ăsta plin, în cazul în care se întâmplă ceva și mor. Respawn point-ul, să-l setez tot afară. Că știu templul ăsta, doar că l-am văzut în alt format, mai exact de junglă. Ăsta e din piatră. Eu l-am văzut din... ce, cu ce arunci tu acolo? Ah, da, să ce ține. Eu l-am văzut din Dark Oak. Dreapta, auleo. Ia dă tu săgețile. Și am ajuns la un cufăr. Sceptru, Holy One, bine, lasă-l acolo. Bamboo Spike Poison. Să fie pe mine dacă e cu poison. Niște spike-uri cu poison chiar sună bine. Op, m-a prins, noroc că astea n-au poison. Și am ajuns afară. Dispensorul ăla nu scuipă nimic. Voi coboră prin partea asta. Torțele spuse de băieți. Și aici în spate se ascunde ceva. O, mamă, cu fere ascunse. Fire Orb, dai common. N-are niciun stres pe el. Bun, hai așa încet. Sărim direct pe ăsta. Așa am ajuns. Aoleo, mamă, dă-te înapoi. Holy. Ok. Deci s-a închis. Aoleo. Stai, că știu eu. Știu eu ce să fac. Dai mă, gata. Deci asta e tot infested. Nu cred că e tot infested. Numai cobblestone-ul. Și s-a deschis. A, deci e pe timp. Stă un pic și după aia se deschide. Băi, ce șmecher e ăsta. Cine l-a făcut? A fost creier, tată. Pă bune, mega creier omul. Care a venit cu această idee. M-a spărit acolo, am să mint. Cufăr. Și o cameră. Un bambus, superb. Salut. N-am mai făcut asta. Cel puțin ăsta. Nu înțeleg care e faza cu el. Ui, un cooldron aici, un cooldron în partea asta. Ce am depus? A, bombe. Ok, un smithing template, un armor trim. Blue bomb. Fii atent. Deci, voi ar trebui să deschideți acolo, nu? Ba, mamă, ok. Te rog frumos, nu-mi da foc, lasă-mă în pace. De ce mi-ai dat foc, a? Fire resistance, măcar atât. Că am încercat să spar cu bomba aici. L-am spart. Eu ajung acolo, indiferent că voi vreți sau voi nu vreți. Nu de alta, dar nu primesc niciun hint care să-mi spună pe unde să intru. Adică, pe-s două statui din astea. Ăsta are un dropper și ăsta altă are un dropper. Nu știu dacă pun apă prin interiorul vostru. Că jos... A, trebuie să arunc ceva în... Stai un pic, am o idee. Deci, pentru tine trebuie să arunc o bucată de gold. Ceea ce am. Sper că e ce trebuie. A, și s-o aprins, super. Și pentru tine trebuie să arunc o frunză sau un emerald. Take that. Nu e ceea ce trebuie. Ia ăla. Nu e ceea ce... A, nu, stai. Așa. Mos? A, ok. S-o deschis măcar. Și acum. Din ce mi-aduc eu aminte, după ce le iau eu ăsta, trebuie să fug. Că se distruge întregul templu. Și am plecat, băieți. Mulțumesc pentru loot. Apreciez. Dar m-am dus de aici. Și nu cred că mai e nimic pe acolo.
Sau poate mai găsesc eu ceva drum. Acum pot trece pe aici, fără probleme. Stai așa. Nu-l pot activa, vreau să-l activez așa de final. Sus prin dropere, nimic. Aici să cadă astea pe mine. Ia uite, cum au căzut alea pe mine. În spate, cred că l-am deschis, nu? Da, l-am deschis pe ăsta. Aruncă armura. Și acum mai sus. Ce se întâmplă? Mai aveam ceva scărpă undeva și eu nu am fost atent dacă e ceva sub ele. Pe unde se urcă? Nu pe aici, pe asta l-am deschis. Partea șmecheră e că în momentul în care tu ai deschis deja un cufăr, îți arată cu gri. Așa, aici nu era cufăr. Asta este. Cred că am luat tot, sper că am luat tot și că n-am ratat nimic. Dar dacă am ratat, o să-mi spuneți voi și mă voi întoarce. Dăm backpack-ul și las totul acolo. Nu a funcționat faza cu bomba, era totuși șmecher să funcționeze. Arunc cu bomba, se sparge ușa, toată lumea e fericită. Dar din păcate nu a fost să fie. Și acolo jos am fost, îs curios pe hartă. Avem locul ăsta, unde băieții sunt destul de puternici, am fost în partea asta. Dacă mă întorc spre casă, nu cred că am ratat nimic. În locul ăsta am fost, templul ăsta am trecut prin el. Oare să mă întorc direct spre casă? Sau mai dau o tură prin Badlands-ul ăsta? Hai că-i văd pe aia. Îi văd pe aia cât de puternici sunt. Direcția aceea e bună. Poison arrow, nu mă ajută. Mă duc că îs acolo băieți destul de grei și poate am puțin noroc în bătălia cu ei. Să-mi dea lucruri ca lumea. Dar în partea aia ce se întâmplă? Vreau să facem grave digging, ok? Deci asta e the real grave digging, pentru că de data asta n-au fost lucruri șmechere, am vorbit înainte să mă uit. Ia uite, epic leather boots. 1 armură, 20 durabilitate, 20 max health. Joacă-o pe asta. Ce vrei mai mult de atât? De fapt, ce poți să vrei mai mult de atât? Dar eu vreau acum să mă duc la băieții ăia de acolo. Sunt numai 4. Teoretic ar trebui să meargă destul de lejer să-i bat, în teorie. În practică vom afla mai imediat puțin. Și cred că pe viitor voi muta harta pe un server. Ce părere aveți despre treaba asta? Să fie harta pe un server și atunci automat mai schimbăm din chestia, adică cred că voi pune undeva la 16 ancuri, că na, până la urmă serverul încarc, nu pe mine, dar acum încarcă destul de mult și cred că suntem bine, da, suntem bine, poate ar merge chiar pe 10, hai să încerc, facem teste astăzi, pe 10 cu 10. Și dacă are lag, voi scădea înapoi. Dar până un alta, văd un outpost acolo. Și să spunează băieți, pe tine n-aș vrea să te bat, că ai arcul ăla în cap. Dar o halebardă de diamant rară, Electrum Ingot, dă-le aici. Și mi-ar trebui un pătuț ca să mă bag la somn. Văd acolo schelet cu căscuță de diamant. Și ia uite ce spawnează ăla. O, mamă, ăștia spiligerii cu arbaletă. Știam eu că ăștia sunt destul de puternici. Da, dezastru cu ei. Nu cred că e o idee prea bună să mă bat. Știu că făcusem o schemă și am urcat direct la ultimul etaj. Asta ar fi cel mai simplu mod și în același timp cel mai bun pentru a le aduna tot lootul. Mai văd ceva acolo? E o ruină de portal? Nu tare au loot bun, ruinele alea de portal. Încă o tabără de pillageri. Overall, o să stau aici, mă bag la somn și cred că dis de dimineață mă voi teleporta acasă pentru a lăsa toate itemele astea. Însă, mi-aș face o altă casă. Dar problema e că nu știu unde să-mi fac altă casă. Adică aș vrea o bază destul de mare, să nu stau să construiesc eu. Dar vedem Universal, asta e common, Universal Attractor, frumos. Epic Golden Great Hammer, de ce îi de gold?
Blue Obsidian, Obsidian normal, am pe undeva, Obsidian, da. Mamă, ăsta are 11 attack damage, pe care are 38 durabilitate. Mamă, ce bun era ăsta. Și Halebarda are 10 attack damage cu plus 10 durabilitate. Deci Halebarda asta ar trebui să facă treabă mult mai șmecher. 1,2 attack speed, 1,2 attack speed. Dar îmi scoate totemul din mână, ceea ce nu-mi place. Că dacă mă bat cu Halebarda, n-am totemul. Dar pot testa pe băieții ăștia. Și exact asta am să fac. Ia zi, prietene. O, frumos. Și range mare, ca să fie treaba. Deci, dacă sar, nu tot timpul dau critică, dar măcar dau de la distanță destul de mare. Cineva pe aici? Nimeni. Voi fura eu tot. Băgăm aici. Și, stai că vine ăsta. O, dar n-am niciun stres cu ei. De la distanță, lejer. Deci foarte lejer, nu doar lejer. Văd acolo niște căsuțe, dar de la alea vin. Hai că mai dau o tură prin Badlands-ul ăsta și prin apropiere. Poate îi ceva interesant. Dacă nu, voi păstra un waypoint. Cum se numește? Create waypoint pe U? Da, pe U. Create waypoint. Cum ar trebui? Turnuri pilgeri cu artificii. Sau direct pilgeri cu artificii, ca acum știu, dacă pun P-ul acolo. Și eu m-am dus încetuc. Poate mai vine o structură șmecheră, mai testez și o halebardă asta. Chiar dacă nu-mi place, merge pentru mobii ăștia basic, cu care știu că n-am treabă să țin totemul în mână. Totuși, vreau să văd ciocănelul ăsta de aur. Dacă îl iau, și pentru asta îmi trebuie două mâini. Mamă, dar cum îl car? Și cu aia de fermier în cap, ce tare. Și da, știu că pot să scot artefactele, să nu se vadă. Da, e șmecher așa cum arată. Însă, care e faza cu ăsta? Că nu m-am uitat. Cosmetic enable, right click to toggle. Attracts nearby items. Equipped in the belt trinket slot. Bun, deci, care e faza cu magnetul ăla? Atrage itemele din jurul meu. Asta ca să nu mai stau eu când bat mulți mobi sau când adun de la distanță sau când sparg blocuri la distanță, nu mai stau eu să le adun. Adună magnetul ăsta. Ceea ce e interesant, dar în același timp nu mă dă pe spate. Deci avem un dig aici, făcut din nisip. Și aici e un cave. Cave-ul ăsta, nu știu cine a făcut modul cu cave-ul de păianjeni. Cobweb Entanglement, Discover a Spider Cave. Dar putea face băieții o treabă mai bună când vine vorba de loot. Mi se pare că, în general, loot-ul e foarte slab în majoritatea dungeon-urilor. Și nu e o problemă în dungeon-urile astea neapărat, unde nu e un risc mare de ridicat, nu e un risc ridicat de a muri. Nu știu ce e acolo. Dar sunt multe dungeon-uri care, din păcate, au un risc mare de a muri sau un risc ridicat de a muri și nu-i loot-ul pe măsură. Asta e ideea. Nu-i loot-ul pe măsura muncii pe care o depui. Elefanți rinocerbi! Salut, rinocerbule! Ce faci? Și în partea asta, elefanți, nu spune, își să lei ăștia? Ok, drăguț. Nu știam că slei neapărat pentru că nu aveau coama aia. Și mă miram să fie toți femele, sau mă rog, toate femele, dar cred că și mascul pe acolo. Acum, prin savană n-am mari speranțe să găsesc ceva, dar prin Badlands, aparent, se găsesc foarte multe structuri. Ceea ce mă bucură că Badlands-ul, în general, cel puțin în Minecraft-ul Vanilla, e cam useless și abia aștept să apară lucruri care fac aceste biome-uri useless interesante. Uite, un elefant din ăsta fain în savană, un măgar mai în față, Enderman. Vreau să mă bat cu Enderman-ul ăsta, primul lucru. Am nevoie de Ender Pearl-uri, așa că dă în el, ok, dă destul de tare, pentru că primele hituri îți mai ok la ei.
Dar după începe să dea. Și eu voiam Ender Pearl, dar nu a fost să fie. Asta este. Mă duc încetuc către casă și poate se mai găsește câte o structură, câte un quest. Pentru că, ia uite, am găsit și situl arheologic. Eventual, poate, data viitoare, dăm o tură în căutare de Stray Fortress, că mai am o hartă. Și văd ce-i acolo. Nu știu care e faza cu asta, cred că e numai generat așa. Dar aici este un meteorit și câțiva pillageri. Am și vouă distrus băieții locul. Îmi place cum s-a întunecat așa și au venit și ăștia. Hai mă, să ne batem. Hai dacă sunteți șmecheri. Hai dați. Să rezolvă. Vii și tu cu toporul. De la distanță, una, două. Bine, știu că s-a întunecat de la faptul că plouă, dar a fost un efect așa șmecher cum s-a combinat cu pillagerii ăștia. Și ar fi șmecher să găsești mai multe lucruri. Adică, nu știu, mi se pare că sunt numai pillageri pe la suprafață. Și ar merge ceva mai multe clanuri, adică pillageri, orci, goblini, dacă tot mergem pe ideea aia de RPG și de... Opa, deci găsim cufăr? Da, găsim cufăr. Dacă tot mergem pe ideea aia de RPG, să mergem până în capăt. Moon Sand. Bă, ăsta sună șmecher, Moon Sand, poate am nevoie de el. Pune-l acolo. Overall, foarte mult loot după excursia de astăzi. O merita 10.000 de blocuri, mai nu neapărat. Dar dacă acolo s-o spawnat structura, ce pot să zic eu, a fost o aventură interesantă. N-am găsit atât de multe pe drum pe cât aș fi sperat, dar măcar am găsit situl ăla arheologic pentru a vedea care e faza cu ruinele la suprafață și ar trebui să mă uit un pic jos pentru că era să mă tot duc. Asta ce e, o piramidă? Bă, nu-mi spune că am dat de Ditai piramida. Mamă, piramida asta e... Deci asta e legat de piramidă. Dacă mă uit așa pe hartă, e și aici o piramidă. Dar e mega băgată sub pământ. N-am văzut până acum să iasă numai vârful de la piramida afară. Dar încolo nu-i nimic. Asta e ceva nou. Am mai văzut piramide, multe băgate pe sub pământ, îngropate. Până la urmă așa ar trebui să fie o piramidă îngropată. Și salut! Așa trebuie să fie o piramidă îngropată, dar n-am văzut atât de îngropate. Ce aici? Niște cupru? Mulțumesc! Eu iau tot, nu contează. Sunt genul ăla de explorator. Ia mai că o să fie bun mai târziu, mai pe viitor, nu știu niciodată. Când găsești ceva care o să fie bun pe viitor. Și găsim în Outback ăsta atât de multe piramide, mai multe decât în deșert. Ok, nu de alta, dar fix în fața mea se află o piramidă. Și... Bine, stai, cred că e o piramidă. Nu, e alt... Bă. E un Woodland Mansion? Nu cred. Îți bagi joc de mine dacă ăsta e Woodland Mansion. Da, e Woodland Mansion. Joacă pe asta, al doilea. Și ăsta, bine, primul fără hartă... Nu, al doilea fără hartă. Nici la celălalt n-am avut. Bă, ce chestie. Aia da? Ia uite ce șmecher arată. Mă, ce fainui. Arată bine și ăla din Oak. Dar și ăsta din Sandstone arată bine. Ăștia din Minecraft au cam încurcat borcanele din câte văd. Că Woodland Mansion ăsta ce șmecher arată. Poate pentru că e diferit. Dar mergea. Bine, mergea din smooth. N-am să mint. Mai mergea câte un perete așa mai smooth. Că... Imediat, arată ca și cum imediat se dărâmă Woodland Mansion-ul pe băieții ăștia. Dar așa că arată mult mai fain decât ăla din Dark Oak. Acolo e ceva insuliță. Pentru o secundă am crezut că e un templu. Ia uite și băi, biome-ul ăsta cât de tare îi pare un biome cu plin de munți care s-o inundat. Adică pare că o crescut nivelul apei atât de mult încât astea-s vârfuri de munți și toate sunt inundate. Mai, ce tare arată. Hai să-mi iau bărcuța și încet încet mă duc și eu spre casă.
am găsit acolo un copac din graveyard. Asta, ca să mai povestim un pic despre ce am găsit. Criptaia, The Prison. Cred că ar fi momentul să merg în prison ca să mai fac rost de arme. Uite, încă o chestie, ca să povestim despre loot. Că am zis de prison. De ce nu m-am dus încă? Ei bine, nu am itemele necesare când vine vorba de armură. Însă, în același timp, n-am găsit armură. Ați zis și voi, arme destul de multe. Am una, două, vreo 3-4 găsite numai astăzi, dacă pun și săbile alea de foc. Ar fi cam 3 arme, ok? Nu punem dublura sabiei de foc. Dar sunt 3 arme și nicio bucată de armură de diamant. Oare alea ar fi sub pământ? E o întrebare super bună. Însă nu m-aș... De fapt, cred că o să mă bag sub pământ, dar nu m-aș băga astăzi. Cel mai probabil în episodul următor mergem... De fapt, ajung acasă, îmi las itemele. Începem episodul următor și pe acolo... Mamă, Chupacabra. Lasă-l pe Chupacabra asta, că nu moare. Așa, ca să-mi termin povestea, mă duc acasă, las tot ceea ce am adunat astăzi, le prăjesc, foarte important, ca să văd exact cât fier, cât aur am și după... Îți distrează toate chestiile. Bă, bune! Și-a făcut Poseidon acolo și-a făcut Aquaman în spațiu să stea cu prietenii la o șuetă. Vai, da, ok, gata, hai, nu mai sunt distras, da? După ce voi prăji totul, începem și noi videoclipul, mă bag pe sub pământ, căutăm niște structuri șmechere și sper eu foarte, foarte multe diamante.